Spuneți-ne, vă rog, ce oferă acest superb resort? În primul rând, bine ați venit la noi, dar oferim o gamă variată de camere în cadrul hotelului sau în bungalourile care le avem sau în celelalte corpuri de clădire VIP, cum le numim noi. Avem în total 156 de camere de cazare pentru oaspeții noștri și, cum spuneam, bungalourile sunt cele mai noi unități de cazare în cadrul resortului nostru, deschise de anul acesta pentru turiști. Ca și mod de petrecere al timpului? Avem activități în centrul spa, atât în exterior, piscina exterioară pe care o avem, cât și în interior, piscina interioară, saunele, cele două camere de tratament cu colegii noștri care fac masaje, colegi din Filipine sau Sri Lanka. Avem apoi o flotă de 38 de embarcațiuni la apă, de la embarcațiuni de pescuit până la catamarane pentru familii, pentru turiștii care vor să petreacă timpul în natură, să exploreze delta Dunării sau în zonele din apropiere, pădurea Letea, Sulina sau alte zone. Cum apreciați acest sezon, dat fiind condițiile, iată, speciale pe care le traversăm? Da, bineînțeles, este un sezon foarte complicat, foarte imprevizibil în momentul acesta, dar cu toate acestea, oaspeții, turiștii noștri, turiștii români, aleg să petreacă timpul aici. Avem un grad de ocupare mult mai mare față de anul trecut, anul trecut fiind primul an în care am lansat resortul. Anul acesta este deja mai cunoscut pe piața românească și începem să fim cunoscuți și peste hotare și se vede lucrul acesta în numărul de turiști care aleg să ne calce pragul. Avem în luna iulie un grad de ocupare de peste 86%, iar luna august am început-o în momentul acesta cu 85%, urmând să preconizăm să o încheiem undeva peste 90%. Ce gen de turiști? Familii tinere cu copii, tineri care aleg să petreacă timpul liber în Delta, vacanțele în Delta, poate pentru prima dată. Oameni care fie cunosc Delta și vin la pescuit și doresc să se bucure de natură sau care explorează pentru prima dată Delta. Români, străini? Marea majoritate sunt români, bineînțeles. Avem un număr mai mare de străini în anul acesta față de anul trecut. Sunt undeva la 5-6% turiști străini. De acest gen, Lebada Luxury and Spa, nu intră în contradicție cu ceea ce înseamnă tradiționalul, atât timp cât tot complexul se integrează armonios, spuneam, de Crișan. Să nu uităm că mai puțin de un an jumate, 2 ani, această locație era o ruină, efectiv o ruină, și era pe punctul de a dispărea, hai să zicem, prin ea însăși. Investitorii au preluat locația, au investit nu puțin bani în această locație. Vorbim probabil de milioane de euro. Exact. Au refăcut-o de la zero, practic,
au redefinit-o, dar au redefinit-o într-un mod în care să se integreze armonios în ceea ce înseamnă, până la urmă, ideea de delta Dunării, de rezervația biosferei. Au construit de mai curând o cherhană în incinta complexului, au baze de caia-canoe, organizează trasee de caia-canoe, trasee turistice. Deci îmbină armonios acea eleganță și, hai să zicem, opulența unui complex de 5 stele cu ceea ce înseamnă, până la urmă, ecoturismul și turismul în natură, pe vizitare lentă a Deltei Dunării. Lebăda reușește cu succes acest lucru. A crescut în mod natural de la deschidere și până în prezent. Au un grad de ocupare în acest moment undeva de 90-94%, cu ocupare inclusiv pe timp de săptămână. Mi-aduc aminte că anul trecut discutam cu ei și aveau turiști doar majoritatea lor pe weekend. În acest moment au ocupare 7 zile din 7, ceea ce e fantastic.